Stimați... Eu am fost cu Leo să luăm niște bomboane pentru Anca. Da, prieteni. Eu cu Leo. Stimați prieteni, problema este în felul următor. Îmi cer mii de scuze, dar chiar am emoții. Pentru că Anca, noroc David, Anca s-a trezit și problema că este dincolo. Chiar nu știu cum să reacționez, prieteni. Deci, pe bune, chiar nu știu, dar nu știu cum va reacționa și ea. Deci nici nu mai pot să vorbesc. Vreau să-i pun în această cutie de ciocolată. Ia de David puțin. Deci în cutia de ciocolată. Hai, Leo! Punem... Stai puțin. După aia mâncăm amândoi noi cu Anca. Da, David, da. Deci trebuie să punem aici în cutia de ciocolată. Nu le mai pun în ciorba de burtă, cum vreau eu să le pun, pentru că am primit mesajele voastre, prieteni. Stai puțin, că cade jos. Doamne. Dar aveți aici? N-avem nici cuții la bucătărie. Că am dar aveți acolo. Aici pentru Anca show. Doamne. Stai. Deci, prieteni, noi suntem aici la baie pentru că ne-am ascuns de Anca, să nu ne vadă, să nu ne prindă. Deci o să punem, vedeți, inelul. Ia stai să-l arăt mai bine la cameră, să vadă prieteni. Deci uitați că este de aur, nu cum ați spus voi, prostii. Uite, uitați și cercei. Da, hai să-i așezăm aici, Leo. Uite, ăsta e inelul. Da, ascunde-le, nu le lăsa la vedere. Punem și cercei. Uitați aici. Așa. Punem și cercei. Stai puțin, David. Așa. O să închidem. Oh, stai mă puțin. Doamne, David. Tu în loc să mă ajuți, mai rău mă încurci. Am venit să te ajut. Dacă ai venit să mă ajuți, stai și ajută-mă. Stai să pot să pună. Uite, vedeți, să-mi trebuie rămâinile. Nici nu mai pot să închid cutia, prieteni. Păi așa e când ai emoții. De serios, chiar am emoții. Așa. Trebuie să mă ajutați de data asta cu Anca. Nu trebuie să o chemăm pe Anca. Deci, prieteni, Anca oricum este cu copii, este cu tot. Dar voi încerca în seara asta, mâine seara. Nu, că acum se rupe. Păi stai puțin. Nu o dai tu la Anca, eu o dau la Anca. Da. Spune că am luat-o amândoi. Nu, eu o dau la Anca, că iubita mea Anca. Da, hai da tu. Da? Tu. Eu o dau la Anca. Tu, că mi-e rușine să dau. Da? Mi-e rușine. Bine, eu vreau să o dau la Anca. Vreau să văd cum reacționează, prieteni. Da? Prieteni? Strămură mâna. Anca, ia-te ce am luat eu cu Leo. Cine luat? Nu spun. Ce faci, Anca? Păi și la pite și spune-i câte ceva. Deci rămâna, taci, David, taci. Vine în cameră și spune-i ce mai filmat, ce făceam. Mi-ai spus tu ceva, că nu e diamant, de ceva. Nu, lasă-l, David, e nepoțelul nostru. Stai puțin, David, că i-am luat și o cutie de bomboane de ciocolată lui Anca. Pentru că s-a trezit acum și am zis că e frumos să-i fac cadou o cutie de bomboane, de ciocolată, prieteni. Acum chiar aș vrea să guste și ea. Acum chiar că e ziua romantică. Stai puțin acum, David. Mai amuzant și ziua romantică. Stai puțin. O să guste și ea ca din... Bă, băiatule. Îndrăgostiți. Da, deci castelul îndrăgostiților e la Leon apartament. Deci îți dau o cutie de bomboane, Anca, de ciocolată, dar să gust din ele, să vezi că sunt foarte, foarte frumoase. Pe bune, chiar le-am luat special pentru tine. Poate mă apucă și pe mine, mă seau, David. Da, și te rog să mă ierți ce s-am făcut până acum, că am greșit. De serios, chiar să mă ierți că am greșit. Așa mă făceau urii. Și te rog să mă crezi. Că nu voi mai greși de acum încolo. Serios, nu voi mai greși. Vedem. Deci chiar... Hai să le zic și eu la prieteni. Să le zic bună seara. Și îmi cer mii de scuze că am mai vorbit și eu așa, mai că sunt mai tare, mai așa, mai sunt și eu... Mai am și eu problemele mele, mai sunt obosită, mai mă trezesc întoarsă, nu știu cum. Așa e, ca fiecare. Îmi cer scuze, acum ce să fac? Când mai râdem, când mai vorbim și mai așa...
Mai avem și noi alte probleme, alte ore, ca orice om ce avem în casă, nu putem să le discutăm toate pe filmulețe, să povestim totul. Mai avem și noi de ale noastre. Deci vreau Anca să bem un pahar de șampanie. Dar în masă asta, băgați prea în canapea. Da, ne cerem scuze. Și eu de baletul, hai. Șeful, da, șeful, da. Da, ce șeful, da. Șeful, da. Da, șeful, da. Băi, stai, pleacă. Ce vrei, madrare, nu? Deci stai și pleacă. Vreau să dai un port. Da, da, șeful, da. Pleacă de aici. Da, șeful, da. Deci Ion, cred că ar vrea... Înseamnă petrecere, stai puțin, haideți copii și voi. Petrecere. Să vină și copii. Încă. Stai, ai răbdare, David. Trebuie să spălăm paharele, Ioane. A, Lali. Lasă-mi iargă ăsta. Anca, ești curioasă? Stai. Ne apucăm în seara, te ia durerea, ne-ai răbdare. Trebuie să avem răbdare. Eu număr pentru tine. După ce bem șampanie, că dacă mâncăm bomboane, nu mai are niciun cu șampanie. Hai da, bingo! Da. Unde e și Alin? Da, Alin, unde e? Nu știu unde e Alin. Toate diamantele! Alex! David, nu știam că avem și muzică lăutare aici. Cheamă pe Alin, te rog frumos. Avem lăutare aici, David! Cheamă pe Alin. Alin, baba! Uite, cântă Ion! Alin, baba! Mamă, ce face Ion? Deci, prieteni, stați puțin să vină și Alin, băiatul nostru. Eu chiar mă simt prost, așa că e... Alex! Toată familia Alex, veniți la masă! Haideți și voi, copii, veniți și voi șampanie! Nici un pic, vreau! Eu nu vreau! Bună, veniți și stați aici, hai! Ion cântă, e lăutare la... Toate diamantele! Pune bel! Aline, hai, uite, să bei și voi un par de șampanie. Aline, vrea... Hai, tache, ia, ca, uite, ia un pahar de șampanie. Da. Ia și tu, tache, ia și tu, Doamne, David, ajută. Tu ești prietenul nostru. Hai, Doamne, să fim sănătoși. Doamne, ajută. Bine ai venit. Doamne, ajută, să ne ajută Dumnezeu să scăpăm de toate problemele și de COVID. Să ne ajute Dumnezeu să avem înțelegere în familie, să fie bine. Să ne înțelegem în familie, prieteni. Contează cel mai mult înțelegerea și comunicarea. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, Crăciun fericit, ia zic, cum zice Leonardo. La mulți ani, David. La mulți ani, Davidescu. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Hai, David, să păcălim. Crăciun fericit. Așa zice Leonardo. Da, să ne vedem. N-a lăsat-o să răcească Ion. Păi da, Ion era rece și șampanie. A pus să o pună el bine undeva, altă ca să poată ia. Altă dată a pus-o bine de tot. Da, ca să poată să ia el mai așa. Deci altă dată e rece și tă șampanie rece în frigider. Acum a scos-o Ion în frigider. Mai era una în frigider și una a scos-o a prieten Ion în frigider. Vreau pentru fratele meu, Leo. Ca să nu mai fie de șampanie. Prințesa lui Anca. Hai. Anca, vreau să fie bine, să fie binecuvântat de la Dumnezeu, băiatule. Înțelegere, să fie, să se înțeleagă foarte bine. Hai bine, știu din partea doar... mea, ca sponsor oficial, București, Info, toate, mă rog, mă abțin. Așa? Și vreau toate bune. Stai. Nu tu, ea trebuie să deschidă. Hai, nu te supăra, copilule, da. Și cine o mănâncă? Eu cu cine? Cine o mănâncă? Din partea... Leo cu noi. Da. Tu și Leo și eu. Toți. Da, bravo. Dar cine mănâncă mai mult? Eu mie îmi place ciocolata. Cel mai mult. Noi mâncăm câte una și tu cel mai mult, da? Da, el pe toate. Da. Ale tu mănânci ciocolată. Ca să știm cât de facem. Dar e cu ceapă? Da. Hai să-i schimb loc, Alex. Hai să deschidem. Poate mă chinui să deschid cum David deschidea către la ziua lui Alina. Da. Știi? Cât a stat? 3 ani. David. Cât a stat către să deschid o cutie? Stai, David. 15 ani. Doamne, așa pot să știu, gata. De la mine, pe 15 ani. Are scoci. Stai, dă-mi să te ajut eu. Să te ajut
Ho, 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 ho. Așa e, bravo! Gata, am făcut inaugurarea. Aaa, ce surpriză! Cercei! Cercei! Vai de mine, te-am ce zis, eu te-am zis că Leo are din de cât un avem. Aurel, trebuie să mai fie. Trebuie să mai vedem. Unde e? Cine? Aaa, ia să vedem, are diamante. Nu are. Păi vă că are. Are, are, are ceva, are, are. Are, uite, că se vede. Are, uite. Da, trebuia să fie diamante mari. Vreau să mănânc. Mamă, ia să vedem, mi-aș pe mâna, nu sunt la unghii făcută. Stai să iau și o una pentru toți. La fix, ți-a știut și mărimea, vezi? Nu intră. Nu? Nu intră. Cum? Ia cum? Intră. A, merge, intră, merge, intră, merge. Intră, merge. Doamne, și acum vreau să nu mă iasă, să-mi vreau zi niciodată. E, vezi, să stau cu el, să dorm cu el non-stop. Da. Vedeți că Inelu vrea să stea acolo, da, că de găsuie prieteni. Vrea să stea forțat. Bune, vrea să stea neapărat. Iar, ce ei sunt frumoși, David, inimioare. Hai să le punem. Le da, punem. Să vedem cum stă. Ție îți place, da, Alex? Ce? Cerceii și Inelu. Tu l-ai văzut până acum. Cerceii. Inelu. Verighetă. Frumos, serios. Și stil verighetă, da. Pare să fie... de bun. Dar eu știu acum, vedem. Cum să nu fie ană de bun? O să mergem mâine, o să mergem și la o... verificare? Bicherie, da. Să fii mai sigur. Să lași acolo! Că orice să faci, orice pas să faci, trebuie să te gândești mai mult, să vezi, să verifici. Prieteni, mâine o să ușor, mergem nu? Și la magazinul. Acum de nu diamante. Suntem una de aia, sunt o puștoi, că gata, hai. Vedem dacă că sunt de aur. Am văzut eu un magazin de diamante popesc. Să vedem dacă fac banii aia care s-a zis că s-a dat cât bani. 57 de milioane. Leu vrea să spun ceva. Vreau să mergem să-i luăm Luanca un diamant. Lasă ăștia, mi le pui tu după aia. Diamant? Da. Răficărul. Nu, ele sunt frumoase, n-am ce să zic și inelul, da. Da, chiar sunt frumos. Și te rog, Anca, să mă ierti. Mă bucur așa de mult, dar mă bucur și mai mult dacă sunt din aur. Da. Da. Diamant. Nu acum că sunt mine. Profit, că sunt profitoare sau tu ceva. Mergem. E mai frumos dacă sunt de aur, nu? Auzi? Da, pentru că se dublează gestul. Sunt o grămadă de alea care pun în urechi și nu sunt de aur. Eu le cunosc, ale mele nu sunt de aur. Sunt de alea prin piață, de la magazine. O grămadă sunt și la Jumbo. Mai da. Bine, la magazinul de jucării. Da, uite, ia, filmează-o, tache, cum e stă cu ia să vedem asta. Și ăștia, ălea care le pune un urechi, să spun, mă dor urechile de ele. Poate diamantele. Și mă gândesc că dacă pun de aur, nu mai mă dor urechile, serios vorbesc, mă dor urechile. Mă dor, am avut pe ele urechile și mă dor urechile. Mă gândesc că mi se trage în jos, nu știu cum. Dar mă gândesc dacă e aur, nu o să doară urechile. N-are cum. Păi dai seama. Dar mai bine mergem mâine la geamă să luăm un detector de diamante, să vedem dacă sunt reale. Să dăm noi banii tot și pe ăla. Știți, prieten, un tot telecomandă care face pip, pip, pip. Acum îi mănânc surpriza lui Leo. Mi-a scobit un bănânt. Nu, nu, nu. Cum îi zicea linia ăla? Detector. Detector de ăla. De minciuni. De minciuni. De la unde primul e la aur, la... Dar la piuia acasă și la fier și la tablă și la argint tot. Detector cum am adus eu acasă. Piuia la toate fierele din pământ. Ca știi? Dar filmam atunci. Nu făcea numai la aur. Și la tot. Deci practic puteai să sap după un capac de bere. Păi știi când am sapat 2-3 mii. Toate gropile de piuia. Eu doamneam un ticket să sap după un dolar. O comandă să văd dacă... sunt aur. Auzi, mai bine mergem mâine în plaja Island și căutăm cocomoare. Sunt frumoase, să zicem. Și le mulțumim și la prieteni pentru mesaje, pentru încurajare. Mai puțin, David. Pentru ei am făcut asta, am venit și atunci noaptea și am intrat aici. Aline, pui și pe suc. Tot datorile lor am făcut totul. Da. Pentru că e multă lume și nu poți să faci chiar așa că mă încăpățânezi față de ei. Îți mulți. Suc. Și eu una singură nu pot să țin cu ansă. Deci. Fac și după ei, mai dar trebuie să mă înțeleagă și ei pe mine, să-l ascultă și ei ce zic eu. Nu e așa ușor, mă, încet așa, nu e găsit. Da, normal că o să vă apropiați cu timpul. Uite, a făcut Leo. Cu timpul tache, da, cu timpul.
De ce zici cu timpul tache? Zi, de ce cu timpul tache? Că nu vorbești tu așa, Leo. Zici și tu ca ea, să-i faci, la o femeie trebuie să o aprobi ca să... Normal că glumesc, așa, bravo. Să ne cunoaștem 2-3 ani, așa să fim. Apoi să facem nuntă și alea, să vedem. 2-3 ani. Păi noi am zis să facem nunta anul ăsta și... Păi stai puțin. Că nașa noastră este doamna Laura Enzo, e nașa noastră. Și aduce la nuntă pe Salam, pe Jador, pe Țancă, pe toți maneliștii aduce. Așa să știi că s-ar merita. Să cânte pentru nașa Laura Enzo. Așa aș face și o nuntă mai din scurt. Dacă aș avea așa o nuntă fastoasă, s-ar merita. E, dar îți dai seama că la noi tache e vorba că avem foarte mulți prieteni, foarte mulți fani care chiar vor să vină la nuntă la noi, deci nunta așa va trebui... Așa că nu poate să vină multă lume până mai trece pandemia. Păi nu, până trece pandemia, păi așteptăm. Da. Să fie frumos să vină. Așteptăm până trece pandemia. Da. Și o să facem nunta pe stadion, eu vreau. Mamă, pentru că o să vină bombă. Foarte multă lume, de serios, prieteni. Pentru că noi suntem niște persoane care vă uitați la noi și sunteți din toate, din toate colțurile lumii. Da, deci așa e. De pe toată planeta. Așa că vrem ca toți care ați vrut să fim împreună să veniți la nunta noastră, care sperăm noi să o facem cât mai curând, să treacă cu pandemia asta și să vorbim cu lăutarii, cu tot, cu tot, cu tot. Canalul meu, David Strehaie. Da, David Strehaie e canalul tău. Să nu fie probleme, să scăpăm de virusul acesta și noi și toată lumea, le dorim sănătate la toți. Că e mai gravă treaba asta, pentru că uite ce se întâmplă. Auzi așa de pe zi pe alta, că a mai murit cineva, a mai murit cineva. Și nu e bine. Doamne ferește, Doamne ferește. Să mai scăpăm și ce mai sunt probleme așa. Să ne ajută Dumnezeu și atât îmi doresc. Și liniște. Ne bucurăm. Și cu munta și cu toate ăștia, mamă. Da, lasă că curăță eu, nu-i nimica, Ioane? Aline, ia tu pe David acolo. Ioane, sări! Ia șervețele, ia paharul. Păi ce valet ești tu? Hai valet. Nu, valet e unul, nu e altul. Asta eu îi spun ceva și prietenii și el îmi răspunde înapoi vorbele. Da. Vedeți? Și am mai zis și atunci când am făcut la Alin filmulețul, că am curățat puțin în frigider. Am pus lea în ordine. El nu-i convine aici, unde are căldură. Nu. Frigiderul plin de toate. Poftele, tot ce zâmbește inima lui. Nu. Și zice că nu-i bine, că vrea să plece. Nu. Că e mai bine să stea el așa pe stradă. Lasă! Și mai ziceți că nu ne pare rău, el ne pare rău. Pentru că mi s-a oferit o casă, căldură și de toate aici. Nu. Pentru că el dormea în frig și dormea pe stradă. Nu avea unde să doarmă. Da. Cu Mihaela. Ei, trebuie să nu mai fie așa agitat, că... Păi să stea aici, dacă să știe să aibă respect. L-a ajutat Dumnezeu să nu mai doarmă în frig și are apă caldă și doamne, uite, mașina de spălat. Și nu-i place. Ia încă care pahar. Și mai zice dumneavoastră că nu ne pare rău, eu că i-am dat resturile atunci. I-am dat ce a rămas de la Alex din farfurie, pentru că are numărul. Nu i-am dat resturile lui Ion. Era farfuria lui Alex. I-am dat-o pe aluale și i-am mai pus și alte bucăți de rânză de aia. Cine mânca rânză păi aia? Da, da, prieteni, vedeți că și mai devreme Alex a mâncat, a rămas în farfuria lui și a mâncat eu. Ale mănâncă două guri, da. Foarte eu. Puțin. Deci să consider că ce ca mâncare eu mănânc după copii, eu mănânc după Leonardo, după Alex. Dar normal, dar suntem mai noștri între noi. Eu Alex în casă și eu nu mai imeam eu. Ce rămâne din el mănânc eu, că nu mănânc atât de mult. Alea mănâncă foarte puțin. Păi da, și de exemplu, dacă mănânc Alin dintr-o farfurie și după ce rost are să mă mai duc să mai îmi pun o altă farfurie, dar noi după noi nu dăm la copii, nici după farfurie. Da, normal. Ca să știți. Eu de fapt după mine nu dau la... Nu mai vorbi așa că nu-i frumos. Taci, Oane, noi după copii nu dăm să bea din pahar. Ați văzut mai devreme, am dat paharul să guste întâi Alex. Și după aia beau eu, dar eu acum nu-i mai dau după mine. Și suc și apă, orice. Nu, așa e, pentru că noi suntem mari, avem microb, nu putem nu să... Nu putem. Copiii sunt copii au alt lor. Organism, au... Sunt mai sensibili. Hai, noroc, Anca. Doamne, ajută, sănătate, 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 Alinei, sănătoși. Aici e o căldură de mă sufoc. Da, e cald, într-adevăr. Este pentru că e la înălțime, la etajul... 7. 7. Cine? Olga, cum roca. Ce? Și are ochelari. Roșii acum, prin vedere. Ce-a făcut? Am bătrânit așa de rău. E geamul deschis acolo, te rog frumos, ia-l ăsta.
Da, și ce să ne mai zic la prietenii noștri? Așa, unii vorbesc la bine, acolo. Unii mai vorbesc așa, ce să le fac? Uite, la toți prietenii, că am văzut, au fost la mine în live mai devreme 1600 de persoane în live odată. Mami, și vreau în care toți așteptau să vorbească, să vorbească și cu tine, Anca, să vorbească cu tine cel mai mult, că ei pe mine deja mă cunosc. Bă, am vorbit la mine pe contul Anca de la Strehaia de nu știu de câte ori. Da, ai vorbit cu pe contul tău, dar problema este că acum suntem împreună. Tocmai din cauza asta vor și fanii. Și ne dau mesaje de încurajare, că toți sunt de partea noastră, toți, deci aproape toți sunt, fanii. Sunt, dar și trebuie să mai aibă și răbdare și tu. Nu trebuie așa repezi totul. Eu cum sunt... ar fi că eu nu mănânc coai, da? Hai să mă forțez acum să mănânc carne de oaie, să mănânc carne de oaie. Că dacă eu nu pot, nu pot să mănânc asta, nu? Da. Mănânc ceva, o mâncare care îmi place, de plăcere. Și să ne lasă mai încet, că nu că fac o figură acum, că zic că sunt figurantă, că eu așa, că mi s-a oferit o șansă, că să ierb. Mai încerc la locul potrivit. Și mai ales este important ce este ursul de la Dumnezeu. Dacă este ursul de la Dumnezeu să fie așa, o să fie așa. Dacă nu o să fie, nu o să fie. Că nu putem să ne punem noi acum în fața lui Dumnezeu cu, sau cum a fost ursitorii. Da, o să, dar, nu putem să facem nimic. Dar problema este că și soarta ne-o facem noi cu mâna noastră. Facem, dar nu știu cum. Vedem. Deci contează ce mai mult să avem înțelegere, comunicare, să discutăm. Ioane, vorbesc și oamenii ăștia aici. Mi-au zis și ei să am și răbdare. Și eu voi avea răbdare, prieteni, în continuare voi avea răbdare. Mi-am dat seama că am greșit de foarte multe ori. Tocmai asta îi cer lui Anca să mă ierte, uitați-o aici de față. Bă, dar iert așa, iert așa, din cauza copiilor. Dar nimic mai mult deocamdată, că eu nu-mi place să mint. Eu vreau să spun adevărul tot timpul, să fiu sinceră. Pentru că am mai zis că dacă sunt sinceră tot timpul am spus adevărul, de aceea și am scăpat de problema care aveam, da? Că s-a văzut adevărul, că nu aveam bani să achit când trebuia și a ieșit adevărul. Și nu-mi place să mint, aia e. Am zis, să vedem cum vrea Dumnezeu, cum o să fie, vedem. Nu pot să vă duc, dacă, hai să zic așa, să vă duc cu vorba, să vă mint, v-ar conveni? Da. Hai, hai să zic așa, uite acum ne împăcăm, o să facem mâine nunta. Vreți așa? Vreți să vă mint? Da. Nu pot să vă mint. Vă anunț eu cu mare drag dacă o să fie nuntă, că o să ne-am împăcat pe bune, adevărat. Vă anunț asta. Dar vă place așa să vă duc cu vorba, să vă mint, nu? Oricum, pentru îmi place să vă spun adevărul, să nu-mi bag de voi, aia e. Nu pot să vă mint. Când o să fie, vă spun ce facem în fiecare zi, am vorbit, am spus ce am făcut, ce am gătit, ce am mâncat. Am spus că la mâncare n-am avut poate ceapă, n-am avut ulei, n-am avut vegeta, v-am spus adevărul. Ce trebuia să mă fac, nu știu ce, am uitat-o undeva sau ce. Am spus că n-am avut. Am spus că când eram la pite și n-aveam bani chiar deloc la mâncare și m-am împrumutat de mister din apartament la vecine. M-am împrumutat de tăp, de multe lucruri care nu puteam și nu aveam bani să le cumpăr. Nu puteam să-mi permit, că nu erau bani. Ce să zic acum? Ei, nu mai ziceți că eu sunt aia așa, că eu așa. Vorbim sincer adevărul care e. De ce să ne mințim acum? Mie nu-mi place să vă mint. Pentru că e Dumnezeu sus care mă vede. Acum mai vorbiți voi. Vorbește și tu, Aline. Tu ce ai de spus? Nu știu ce să zic. Te gândești la oaia care a lăsat-o la pisici să mi-a lăsat ceva? Am mâncat bomboane astea toate. Și lui Aline a plăcut cadou. Uitați ce comestibil e. Mai iau și una fără să mă vadă nimeni. Eu nu pot să mănânc acum. Voi știți ce știu? Deci nu. Hai că le mai spunem la Pani, o să mai vorbim despre asta. Dar hai să-i facem ceva de mâncare lui Ursu, că vine și el. Da, mă sunat, dar am luat taxi acum. Deci da, vezi, trebuie să-i facem Ursu de mâncare. Da. Și am zis că eu o să merg și acasă, nu o să stau numai aici la apartament, că simt că mă sufoc. Merg acasă la aer, acasă, că am treabă, vine Paștele. Am vorbit cu mama mea și nu se simte bine și nu pot. O să mergem împreună la mama ta, Anca, pe bune, îmi promit că mergem acasă. Mama nu se simte bine, trebuie să stau și lângă ea, pentru că, Doamne ferește, l-am pierdut pe tata, n-am fost lângă el. Nu vreau să zic acum că e ceva grav. Dar mai are și ea probleme, pentru că a murit tata și de atunci a rămas și ea cu ceva șocat. Bine că e țipă alături de ea. Are momente de amințeală, îi tremură capul, pentru că a plâns foarte mult atunci. Păi s-au consumat. S-a ajuns de atunci. Și acum
Am promis că odată să-i cumpăr și un telefon să vadă și ea pe YouTube. Ea n-are telefonul ăla și stă singură în cameră. Îți dai seama că e singură. Acum aduce lipsa lui tata pentru că atunci se certa că tot timpul că s-a săturat, că nu poate să mai îngrijească, că nu mai Alex. Nu mai putea să răzbească. Alex. Și acum s-a căiește. Să căiește că s-a văzut singur, acum e rău fără tata. Hai să vorbim ceva. Avea omul ei acolo care vorbea cu el și... Și e trist, îți dai seama să stai cu un om o viață și apoi să te dezici într-o dată fără el. Vezi tu, atunci aia se săturează că avea foarte multe probleme de sănătate. Și vezi, tu nu mai putea. Cedezi psihic, n-ai cum să când se întâmplă o tragedie de asta. Și acum mi-a zis azi dimineață că nu putea să spale din pat, că are amețeli și tremură capul. Stă așa și tremură, nu știu cum zice. Cred că îi trebuie ceva la capul. Omograf, ce trebuie aline? Omograf, da. Cum unii să mai faci? O să vedem. O să mergem noi, o să încercăm să putem să o ajutăm și noi. Da, poate cu ce putem. Merge și Boco cu ea, nu pot să spun Silvia. Dar trebuie să ajut și eu, nu? Chiar dacă merg ei iau pastile cei mai au de la farmacie, dar trebuie și eu să fiu lângă ea. Așa este, trebuie să avem grijă. Trebuie să merg acasă, să mai iau și pe ea cu mașina, trebuie să mai plimb, să o duc la farmacie. Dar și acasă tot așa m-am dat în treabă zi de zi și eu știu nu mai aveam venit mama. Ăsta e adevărul. Făceam treabă, făceam filmare și îmi trecea ziua. Eu mă duc aici să pregătesc mâncarea pentru ce mâncare pregătești? Alex, Mucea. Cum vezi toți? Aline face tocăniță de miere sau ce? Zii Aline ce vrei să mănânci. Facem de mea. Uite, sună patroana, patroana 18. Lasă să toc eu canea, să o opăresc unde-i. Damien? Da. Păi, hai, hai să faci. Trebuie să o fierb, să nu mai miroasă. Da, hai. Da, trebuie să o faci o fierb, hai, ca să faci tocăniță. N-ai să atârzi, să dai eu să atârzi lumea pe care l-am cumpărat. Păi doar nu, l-ai la tine? L-am luat în plasă, hai, cum ai? Haide, 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 frate, nu? Au, mamă, ce place de el. Ce mai e făcut? Poate l-a furat eu. Ce? De că o să lipilez. Да, сурьем бы пока.